Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul care ne-l-a dat până astăzi, slăvit să fie în veci. Vom continua să ne cercetăm în tematica virtuții sau vicii. Pentru că nu se poate să ai o virtute și să fie prezent în același timp și viciul cu care aceasta se află în antiteză. Astăzi să ne cercetăm dacă suntem supuși sau suntem răzvrătiți. Aceasta pentru că suntem într-un context cosmic de conflict. Noi nu avem decât șansa să ne asociem, să ne aliniem în ordine, în armonia lui Dumnezeu sau să trecem de partea diavolului. Nu există poziție neutră. Și această asociere cu Dumnezeu sau cu diavolul este una care privește veșnicia. De aceea, ascultarea de Dumnezeu sau neascultarea de Dumnezeu este foarte vinovată. Să ne amintim încă de la început acel cuvânt adresat de Samuel lui Saul, 1 Samuel capitolul 15, o exprimare foarte categorică, dar reală. 1 Samuel 15 cu 22 și 23. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, opusul ascultării, este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea. Nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Și iată efectul, spus atunci împăratului, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Și apoi a fost lăudat și lepădat și ca suflet, fiind pierdut. În Noul Testament, referirile sunt la fel de categorice. Ascultați cuvântul Domnului Iisus din Ioan, capitolul 8, versetul 47, adresat unor oameni care pretindeau că sunt cu Dumnezeu. Domnul le-a contestat această apartenență și le-a spus: cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Și evanghelistul, ucenicul Ioan, ce a reținut și scris aceste cuvinte, le folosește într-un mod asemănător în epistola sa. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 6. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, spune el de la versetul 4, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea ascultă. Și acum, versetul 6, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Deci ascultarea, asocierea cu Dumnezeu are de-a face atât cu ascultarea directă de El, cât și cu ascultarea de autoritățile pe care El le-a lăsat. De asemenea, fac precizarea de la început că supunerea cerută de Dumnezeu nu cuprinde supunerea față de cei ce se opun lui Dumnezeu. Vom aborda în această seară numai adevărata supunere, cea pe care Dumnezeu o cere. În cartea a doua împăraților, capitolul 18, avem o astfel de imagine ca să facem diferența dintre ceea ce vom aprecia în această seară și respectiv ceea ce nu ne va interesa să includem în supunere. 2 împărați 18, versetul 7. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a fost supus. Și tot de aici citim versetul 31, n-ascultați de Ezechia, spunea împăratul Asiriei, căci așa vorbește împăratul Asiriei, faceți pace cu mine,
supuneți-vă mie. Sunt situații în care nu poți să te supui și la unul și la celălalt. Aici sfatul lui Dumnezeu era să nu se supună acestui împărat, dat fiind faptul că Dumnezeu voia să-i izbăvească. Împăratul respectiv cerea să le se supună. Vom vedea din alte situații că aceea de supunere față de împăratul Nebucadnețar, când Dumnezeu le-a cerut, supuneți-vă. A fost o supunere rânduită de Dumnezeu. Aici ar fi fost o supunere abuzivă care era prinsă în planul diavolului. Dar mai aproape de realitatea noastră spirituală, eclesiastică, citim din Galateni, unde apostolul Pavel își sfătuia ucenicii să nu se supună unora care voiau să-i smulgă din biserică. Citim în Galateni, capitolul 2, versetul 5, unde vorbește și despre sine în acest conflict. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Ei cereau ca toți să fie tăiați împrejur. Și apostolul a spus, nu trebuie să vă supuneți la așa ceva. Cereau să fie respectate alte reguli ale Vechiului Testament, ale legii. Și le-a spus, nu vă supuneți la așa ceva. Tot el scrie aici în Galateni, capitolul 4, versetul 9, în aceeași idee, dar acum după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum să vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Deci, să ne fie clar la ce și respectiv la ce nu trebuie să ne supunem. Să abordăm câteva domenii de supunere pe care Dumnezeu, prin Scripturi, ni le cere. În primul rând, supunerea față de autoritatea familiei. Aici, în primul rând, avem de-a face cu raportul părinți-copii, despre care avem suficiente referințe biblice, voi aminti câteva. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1, unde avem o reluare a poruncii a cincea. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Și supunerea trebuie să fie cu respectul necesar, potrivit versetului 2 și poruncii în sine, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și Dumnezeu apreciază și la rândul lui cinstește cu fericire pe cine se supune autorității părintești. În 1 Timotei, capitolul 3, cu referire la calificativele unui slujitor, dar cu întrebuințare generală în viața de familie, este scris aici, să-și țină copiii în supunere. Iată că ne naștem cu acest indicator al supunerii și felul în care ne supunem pe perioada copilăriei va fi determinant pentru tot restul vieții. Până când trebuie să se supună un copil părinților? Până la căsătorie, până la maturitate. De aceea scrie în cartea Proverbe, capitolul 23, versetul 22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Cu siguranță că fiind mama bătrână nu mai e vorba să fie copilul mic, nu? E deja mare. Și dacă nu este supus, mama nu mai poate controla. Dar supunerea este această binecuvântare pe care cei ce vor înțelege vor avea parte de ea. Să ne amintim de Iacov, fiul lui Isaac și a Rebecii. În timp ce fratele său Esau, când a fost mare, nu s-a mai supus. Pleca la vânătoare când voia, s-a căsătorit cu cine a vrut el, n-au vrut părinții. Cât despre Iacov, stă scris în cartea Genesa, capitolul 28, că atunci când părinții l-au sfătuit,
cum să se căsătorească, el a ascultat. Deși a fost mult mai complicat. A trebuit să muncească ani de zile pentru fata care i-a indicat-o părinții. Celălalt a luat-o când a vrut, poate în ziua aceea. Dar viitorul s-a dovedit a fi conform cu porunca dată de Dumnezeu. Alt capitol al ascultării, al supunerii în viața de familie, este relația soț-soție. Stimate surori, asta ține de rânduiala divină. Citim Efeseni, capitolul 5, versetele 22 la 24. Nesupunere înseamnă răzvrătire împotriva autorității rânduite de Dumnezeu în familie. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Comparațiile de aici, să fii supusă ca Domnului, să fii supusă precum trupul se subordonează capului, sunt foarte categorice, de aceea versetul 24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Aceeași ideea supunerii o întâlnim în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 11. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Sistemul acesta de subordonare a femeii ține de organigrama divină și în ultima vreme nu este deloc agreat. Dar spuneți-mi, vă rog, când a funcționat mai bine familia, când s-a respectat acest principiu sau de câțiva zeci de ani de când nu se mai respectă? Acum se vrea să desfințe nu doar subordonarea femeii și însăși fundamentul vieții de familie, existența acestei relații heterosexuale și îndatorirea de a fi părinte. Citim și din Tit, capitolul 2, versetul 5, în aceeași idee, care ar trebui să fie promovată nu doar de predicator, ci susținută și de femeile care au trecut prin viață și care văd în ce condiții familia funcționează normal. Tit 2 cu 5. Cerințe pentru femei. Să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 4 scrie că femeile mai în vârstă să le ajute pe cele mai tinere să înțeleagă aceasta. Aici mai facem o mențiune în cazul în care părinții sunt necredincioși, în cazul în care soțul este necredincios. Autoritatea se împarte cu cea a părinților spirituale. De exemplu, un tânăr cu părinți în lume, de cine să asculte de ei? Îl trimit la discotecă, îl pun să ia o fată pe criterii lumești. Aici supunerea este față de părinții spirituali, față de părinții biologici, rămâne respectul și supunerea în ceea ce este normal. La fel, în cazul celor cu parteneri de credincioși, supunerea se transferă față de autoritatea spirituală. Să ne amintim de Domnul Iisus Hristos, care atunci când au venit cei din familie să îi ceară să iasă din mijlocul ucenicilor, să se retragă din activitățile în care era, nu i-a ascultat. Și a spus că mai există o altă familie. Citim din Marcu, capitolul 3, cuvinte care se regăsesc și în alte evanghelii. Versetul 33. Cine este mama mea? Cu alte cuvinte, de cine trebuie să ascult? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, iată, zise el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Deci, în tot ceea ce ține de voia lui Dumnezeu, ne subordonăm în mod normal familiei, părinților și soțului, în tot ceea ce ține de ieșirea din voia lui Dumnezeu, ne subordonăm în parte familiei pentru a nu ieși, în parte autorității spirituale, autorității bisericești. Aceasta, de fapt, este al doilea capitol al supunerii.
să ne cercetăm dacă suntem supuși sau nesupuși față de autoritatea adunării. Aici se includ conducătorii adunării sau alți oameni implicați în lucrarea sfântă, dirijori, învățători sau chiar 2-3 frați care merg în misiune. A te supune unuia dintre ei datorită implicării, a te supune potrivit cu nevoile de executare a unor lucrări sfinte, cu nevoile de organizare. Să citim câteva referințe nou-testamentale care fac referire la supunerea ca membru în biserică. 1 Corinteni 14 cu 34. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Sperăm că surorile nu comentează atunci când se predică și vor învăța cuvântul Domnului. Întoarceți pagina, 16 cu 16. Se face referire la oamenii implicați în slujire. Supunerea nu are în vedere doar păstorii bisericii. Iată ce spunea Pavel. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru se ostenește. De exemplu, frații care lucrează acum aici la clădire, la partea exterioară. Unii dintre ei vor avea un rol de a conduce acele lucrări. Nu-i vorba numai de administrator, de diacon, e vorba de meseriași respectivi. A te supune unuia care îți spune, faci peretele acesta. Ține de supunere. A spune, nu vreau să fac. Ori mă pui la asta, ori nu fac nimic. Să iei o răzvrătire, chiar dacă privește tencuitul sau orice altă operație necesară aici. În privința aceasta, cred că este scris și ceea ce citim din Efeseni, capitolul 5, versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și cei din conducere trebuie să supună atunci când cineva le cere să meargă, să facă o vizită, să îi ajute. Când în mod reciproc avem o nevoie, ajută-mă cu o rugăciune, cu o zi de post, împrumută-mă sau orice altă lucrare din frățietate. Supunerea, ascultarea este binecuvântată de Dumnezeu. A refuza înseamnă a te împotrivi, a te răzvrăti, a trece de partea diavolului. Întoarceți paginile Filipeni 2 să vedeți ce cuvinte frumoase sunt aici referitor la supunere. Versetul 12. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător, ce apreciere frumoasă. Și spune finalul versetului, să fie ascultător cu mult mai mult în lipsa celui care era conducătorul. Versetul 14. Faceți toate lucrurile. De la te duce să conduci cântările când ești pus acolo. De la a te ruga oamenii de ordine să muți mașina conform marcajului. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel. Asta înseamnă supunere. Toate lucrurile. După cum era scris la femei să fie supuse în toate lucrurile așa și la nivelul bisericii, în felul care ne raportăm unii la alții. Întorc pagina la Filimon, un alt cuvânt de valoare, capitolul 1, versetul 21. Pavel îi scria unui patron, unui stăpân de sclavi. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, știu că ești supus. Și putea fermite Filimon să spună, ce-mi poruncește mie Pavel din pușcărie, ce să fac eu aici? Ba încă îmi spune cu privire la unul care mi-a făcut o pagubă. Nu o discut, ar spune un om firesc. Dar iată ce zice apostolul aici. Știu că vei face chiar mai mult decât îți zic, ce duh al supunerii, de a face ceea ce este nevoie. Un alt cuvânt bogat, trecem în Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei privighează supra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele,
pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Imaginați-vă că aveți o mașină sau un utilaj, un aparat, un robot de bucătărie, care când funcționează, când nu funcționează. Cum vă simțiți când aprindeți becul, să spunem un neon, că astea uneori sunt mai pretențioase. Când se aprinde, când nu se aprinde. Se aprinde după 5 minute, se stânge după 10. Cam așa sunt oameni care se răzvrătesc. Acum nu vreau, acum nu-mi place. Dar ce frumos este când ai pornit un aparat, când ai pornit mașina, cum spunem noi, se plece la sfert de cheie. Să ne ajute Domnul să fim cel puțin de ascultători precum aceste aparate. Măcar că noi suntem dotați cu o înțelepciune mai mare decât mașinile și utilajele. Încă un verset pe linia supunerii, 1 Petru 5:5, observați, e foarte categoric învățătura apostolilor în privința supunerii. Nu trebuie doar un verset pe care să-l interpretăm într-un fel sau altul ca să ne ajungă și și acolo. Nu, sunt diverse versete care prind toate domeniile. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Când te roagă un bătrân, adu-mi asta, fă-mi asta, du-te acolo, șezi din coace. Și nu numai, și toți în legăturile voastre. Sensul supunerii este dublu. Unii ori trebuie să mi se spună altcineva mie, alții trebuie să mă supun eu, chiar acele persoane sau alte persoane. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, pentru că un om smerit se supune, un om mândru se răzvrătește. Și iată făgăduința și aici, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Doamne, dă-ne-l, te rugăm. Observați? Supunerea în familie este răsplătită cu fericire. Supunerea în adunare este răsplătită cu har. Și răzvrătirea, cum am citit de la început, neascultarea, împotrivirea, e foarte vinovată. Nu există neascultare mică. Neascultarea este împotrivire, este răzvrătire și așa se întotdeauna este mare. În cartea Nemia este scris despre niște fruntași, Nemia 3:5, că ei nu s-au supus. Întotdeauna au fost oameni răzvrătiți, dar aceștia sunt de partea diavolului. Să citim și din a doua Timotei, capitolul 3, unde este scris despre niște împotrivitori. Versetul 9, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată acelor doi oameni. Uneori se vede nesupunerea prin neacceptarea unei învățături și împotrivirea fățișă. În Tit, de asemenea, citim despre evrei, ei erau foarte împotrivitori, au fost oameni cu care Apostolul Pavel a avut cele mai mari probleme. Tit 1:10, în adevăr, mai ales printre cei tăiați în prejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăjitori. Versetul 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Nu voiau să se subordoneze. Să rânduie Domnul și în adunarea noastră un duc de supunere și să îndepărteze Domnul orice duc de răzvrătire. Trecem la un alt domeniu. Supunerea față de autoritățile politice, sociale, economice, care sunt rânduite de Dumnezeu, conducători la diferite nivele, alte autorități guvernamentale, patroni. Iată că peste tot în viață întâlnim nevoia de supunere, nu doar acasă, nu doar la biserică, și la serviciu, și la școală. Îmi spunea un băiat că mergea pe tren și a întins picioarele pe bancheta din față, a trecut un control și i-a spus, las picioarele jos. Și i-a spus, nu vreau. Aproape să se încaiere cu controlorul. În urmă și-a zis, m-am tot mirat, dar ce-am fost așa împotrivitor dintr-o dată? Că doar nu mi-a cerut mare lucru, era ceva normal.
o scânteie de răzvrătire. L-a cuprins așa, pe dat. Uneori avem de-a face cu împotriviri bine gândite, antecalculate, alteori doar așa un spirit de răzvrătire, ca și cum se întâmplă uneori la copii. Și iau spunând, nu vreau, nu știe bine, zice, pe râd, dar știe, zice, că nu vrea. Și unii învață toate literele, învață mult, numai să se supună, nu pot învăța. Asta e școală sfântă. Să citim câteva referințe foarte clare. 1 Cronici, capitolul 28. Supunerea începe cu conducătorul cel mai mare, împăratul, în cazul de atunci, Solomon. Unu Cronici 28, versetul 21. Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări și căpetenile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale. Ce folos ai fi avut dacă ar fi fost anarhie? Dacă ar fi fost școală? Întoarcem pagina 29 cu 24. Toate căpeteniile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David, știți că unii au răvdit și ei la tron, s-au supus împăratului Solomon. Și ce a urmat? 10 de ani de pace și prosperitate. Fiecare să te ia liniștit și abia spre sfârșitul domniei, datorită nesupunerii lui Solomon, în primul rând, au început să apară acte de nesupunere. Trecem în Noul Testament, unde avem referiri categorice, Roman, capitolul 13. Apostolul Pavel a adresat această epistolă celor din capitala Imperiului, fraților din Roma, ca să știe cum să se raporteze față de Cezar, față de Senat și alte autorități. Oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cel ce se împotrivește își va lua o sândă. Deci, nu neapărat că acei oameni sunt demni, sunt morali, nu, ci din principiu orânduirii, a păstrării structurilor necesare funcționării unui stat, dezvoltării economice. Citim aici în versetul 5, de aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, adică o supunere direct proporțională cu severitatea legii, ci și din îndemnul cugetului. Tot de această supunere, zice versetul următor, ține plătirea datoriilor față de bugetele de stat. Nesupunerea, cu formele ei, cu evaziuni și alte atitudini de nesubordonare, este un păcat. Dacă va fi descoperit un om, poate să-și ia și osânda prin legile cu caracter fiscal. Dar în primul rând este un act de nesupunere. Citim în Tit cuvinte referitoare la relațiile economice, angajat-angajator, Tit 2:9. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor și să le fie pe plac în toate lucrurile. Observați, bărbaților, vă place cum sună versetul să fie nevasta supusă în toate lucrurile. Dar aceeași expresie apare când mergi la serviciu, să fii supus la șef în toate lucrurile. Supunere absolută, am spune. Și dă ca exemplu ce ar însemna supunerea, versetul continuă, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, să dea dovadă de desăvârșită credincioșie,
Și asta, în primul rând, spune în finalul versetului 10, să facă cinste învățăturii sfinte. Lui Dumnezeu, care vrea ca noi să ne încadrăm în aceste principii ale supunerii. De iată ce scrie și 3:1 aici. Adu-le aminte să fie supus stăpânitorilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Asta am tratat de la începutul lecției. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să fie gata de ceartă, să ține tot de supunere, că degeaba fac, dar din gură comentez. Nu este o supunere plăcută lui Dumnezeu. Aceeași învățătură se găsește și în epistolele apostolului Petru, 1 Petru capitolul 2, versetul 13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Iată, lucrurile stau foarte clar, versetul 18. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Știți că îngerul Domnului a trimis-o pe Agar înapoi la stăpâna ei, Sara? Și du-te înapoi și te supune. Deci îngerii știu aceste rânduieli. Să le învățăm și să le practicăm și noi. Dumnezeu a spus prin Ieremia, scrie în Ieremia 27, tuturor poporilor din vremea aceea, supuneți-vă împăratului Babilonului, eu, Domnul, am pus. Nu era o supunere plăcută. Babilonenii deportau oameni, îi ducea robie. Dar pentru că Dumnezeu l-a rânduit, printr-un jug simbolic, li s-a spus prin profet, supuneți-vă. Și în ultimul rând, avem de-a face cu supunerea sau nesupunerea directă față de Dumnezeu. De exemplu, atunci când citim cuvântul, nu se pune problema că să te supui celui ce predică sau păstorului. Citești în Scripturi și supunerea sau nesupunerea este direct față de Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește printr-un vis sau printr-un mesaj profetic. Ce, te supui prorocului sau te supui lui Dumnezeu? Avem de ales. Dumnezeu ne învață în a ne supune, alteori ne mustră, alteori ne pedepsește, tot cu scopul supunerii. Vechiul Testament, în mod deosebit, cartea Deuteronom amintește de răzvrătirile evreilor. Citim din capitolul 9 și să ne amintim ce categoric a fost Dumnezeu pentru actele lor de nesupunere. Răzvrătirea lor începută cu murmur. Amintiți-vă de un mesaj ce a fost aici prin fratele Costică Velescu, în care se spunea că cei ce murmură sunt ca unii care sună la 112 și vine echipa de intervenție. Și mai venea un duc de nemulțumire, apoi venea un duc de depresie, vin pedepsele de la Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 9, citim versetul 23. Moise spunea, și când va trimis Domnul de la Cades Barnea zicând, suiți-vă și luați în stăpânire țara pe care vă dau, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru și n-ați avut credință în El și n-ați ascultat glasul Lui. V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc, dar și pedepsele Domnului au venit peste ei. Pentru că nu te supune direct lui Dumnezeu este mai grav decât orice altă nesupunere. Toate sunt păcate. Dar să ne amintim de cuvintele lui Eli, cartea 1 Samuel, capitolul 2. Nu se ne punea problema numai că fiii lui n-ascultă de el. Sau n-ascultau de cel ce aducea jertfa, care îi spunea, lasă carnea să se execute ritualul potrivit legii. Ei n-ascultau în primul rând de Dumnezeu, a cărui lege o aveau în mâini. 1 Samuel 2:25. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, în cazul nostru nu se supune, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Cine să mai intervine? De aceea și pedeapsa lor a fost foarte categoric. Să citim și din Proverbe 1 pentru a vedea cât de grav este să ne împotrivim sfaturilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Am întâlnit tineri care n-au ascultat de părinți când se căsătorească. Frați sau surori în adunare care n-au vrut să se supună.
Oameni care în societate s-au revoltat și nu au vrut să respecte autoritatea. Toți aceștia, mai degrabă sau mai târziu, într-un fel sau altul, își suportă pedeapsa răzvrătirii. Să citim Proverbe 1 de la versetul 24. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, și 25, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, urmează pedeapsa. Și 32, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cel ce mă ascultă, adică cel ce se supune, va locui fără grijă, va trăi liniștit, fără să se teamă de vreun rău. Noi avem de ales, dar de noi se alege în final ceea ce am ales. Cum spune tot în Proverbe 29:1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac, nu mai poate ajuta nimeni. Va fi un prea târziu. Rețineți așadar că cea mai grea stare de răzvătire este cea directă împotriva lui Dumnezeu. Asta este valabil și pentru Domnul Iisus Hristos. După cum vă citesc din Fapte, capitolul 3, este o reluare a celor spuse în Vechiul Testament, un cuvânt din predica lui Petru. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeu vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, care a fost Domnul Iisus, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Și mai adaug un cuvânt din Evrei 12, foarte categoric, în care se face o comparație între a asculta, a te supune unui părinte pământesc și a te supune părintelui ceresc, 12:9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Ba da, Doamne, ajută-ne! Și ne trece la exemple să ne gândim, de ce nu se supun oamenii? De ce se răzvrătesc? Am găsit următoarele motivații, pornirile inimii păcătoase, ceea ce noi numim eul, acel nu vreau de care aminteam. În mod deosebit, în cartea profetului Ieremia avem astfel de referințe, citim din capitolul 5, versetul 23, poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită. Se răscoală și pleacă. Inima. De aceea trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să răstignim firea pământească, altfel ne răzvrătim în tot ceea ce nu ne place. 16:12, aceeași carte, Ieremia. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri, căci iată că fiecare umblați după pornirile inimii voastre și nu mă ascultați. Să fim atenți la înclinațiile inimii noastre. Și tot de aici, 17:23. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci și-au înțepenit gâtul. Sau cum spune Ștefan în Fapte 7:51, oameni tari la cerbice, care nu vor să se aplece și să asculte. O a doua motivație poate fi dată de influența altor oameni. De ce n-a ascultat Adam de Dumnezeu? Fiindcă a ascultat de Eva și de șarpe. De ce n-a ascultat oamenii de sfatul lui Ieremia? Fiindcă alți proroci proroceau altceva. El le spunea să supună împăratul Babilonului. Alții le spuneau, nu, Domnul rupe jugul împăratul Babilonului. De ce nu se supun unii învățăturii sfinte? Fiindcă sunt alții care învață altceva. De aceea am spus încă de la începutul lecției că noi avem de ales în a ne supune lui Dumnezeu și rânduri lăsate de El
sau a cădea sub amăgire, sub influența diavolului și să ne supunem lui. Nu există o a treia alternativă. Uneori avem de a face direct cu un gând demonic. Nu neapărat ține de eul nostru sau de influența altora. De aceea scrie în Iacov, capitolul 4, versetul 7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. La urmă este o bătălie în supunere. Te supui lui Dumnezeu, trebuie să te împotrivești diavolului. Sau invers, te supui diavolului, te împotrivești lui Dumnezeu, ceea ce este foarte, foarte grav. Așadar, să recapitulăm. Supunerea în familie, supunerea în adunare, supunerea în societate, în orice context ar fi, la școală, la serviciu, față de autoritățile locale. Dar ceea ce este deasupra tuturora este supunerea față de Dumnezeu. Când ne vorbește prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, să nu lăsăm eul nostru să se împotrivească, să nu cădem sub influența altora și să-L ascultăm pe Dumnezeu, că aceasta e starea binecuvântată de El. Amin. Trei exemple negative. Deschideți la numer 16. Core, Datan și Abiram. Răzvrătiri în serie, urmate de pedepse divine în serie. Core și alții erau dintre leviți. Datan și Abiram, împreună cu On, erau dintre rubeniți. Unii s-au răzvrătit și n-au mai vrut să meargă în adunare, au stat la corturile lor când a chemat Moise adunare. Alții au pretins să conducă ei adunare. Dumnezeu pe cei din tâi care au stat acasă, i-a pedepsit acasă, s-au deschis pământul și i-a înghițit, pe cei ce s-au răzvrătit în adunare, i-a pedepsit acolo cu foc. Așa cum scrie în 35, un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. A fost o situație în care Moise a lăsat totul la competența lui Dumnezeu, pentru că ei îl învinuiau. Ceea ce este culmea e că a doua zi, după aceste pedepse, conform versetului 41, toată adunarea a cârtit și iar s-au răzvrătit și iar a izbucnit pedepsa Domnului în urma mâniei lui. De aceea, în capitolul următor, 17, este scris în versetul 10 că Dumnezeu are curs la procedura înfloririi toiagului Aron pentru a diferenția chemarea lui de acelorlalți, ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Nu era voia Domnului să moară, dar aceste răzvrătiri n-au rămas nepedepsite. Un alt exemplu negativ este regele Saul, pe care Samuel l-a plâns multă vreme. Citim din 1 Samuel, capitolul 13, versetul 13. A fost prima răzvrătire, aparent nu mare. I s-a spus să aștepte 7 zile, n-a așteptat și a îndrăznit să acționeze fără Samuel, aducând jertfă. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul. Versetul 14, domnia ta nu va demni. În capitolul 15, prin același Samuel, Saul este trimis să nimicească pe amaleciți și nu uitați. Nimicirea amaleciților era prevăzută în lege. N-a fost doar un mesaj profetic, a fost o neascultare de cuvânt și de prorocie. Aici Dumnezeu a rostit acele cuvinte ce s-au spus la început, vizând gravitatea neascultării și iată sentința pentru el, versetul 26, Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Întorcând pagina, scrie în 16 cu 14 că Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul, drept pedeapsă pentru neascultările lui. Iar în cartea 1
Cronici, capitolul 10, este scris în prezentarea sintetică a acelei perioade istorice. 1 Cronici 10 cu 13, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, a cărui cuvânt nu l-a păzit. Și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morți. Vedeți că neascultarea atât de vinovată ca închinare la idol? Ca ghicitoria? A început cu neascultare aparent simplă și a terminat cu a se consulta direct cu diavolul. Pentru că neascultarea, împotrivirea, orice definire avea, orice gravitate ar fi ea, este de natură demonică. Saul și-a pierdut tronul și toate harurile divine, prin neascultări, prin împotriviri repetate. Al treilea și ultimul exemplu, Ieremia 42 la 44, fără să mai citim multe versete de aici, doar vreau să vă reamintesc contextul. După distrugerea babiloneană au rămas câțiva evrei, fugăriți prin păduri, ascunși, unii mai sărași rămași în țară, s-au coagulat în două, trei grupuri și au venit să întrebe pe Domnul prin Ieremia, rămânem în țară sau ne ducem în Egipt? Egiptul nu fusese încă în acea vreme cucerit de Babilonie. Și Domnul a spus foarte clar, nu vă duceți. Au ascultat ei? Nu. S-au dus. S-au împotrivit pe față. De ce? În capitolul 44 este scris că l-au târât și pe Ieremia acolo și el le-a mustrat din partea Domnului pentru că erau idolatri. Și atunci se scuză femeile. Noi, de fapt, ne-am împotrivit împreună cu bărbații și cu copiii și toți facem ce vrem, n-ascultăm nici de Domnul, nici de tine. Și li se pronunță niște pedepse groaznice. Să nu se mai întoarcă în țară, ori pentru evrei asta era cea mai mare distrugere. I-am numit pe acești iudei, pe aceste familii mai exact, răzvrătiți în grup. Asta este o problemă. Unii se răzvrătesc solitar, alții se răzvrătesc în grup. Cum ar fi la școală. Una e să fugă unul de la ore și ceva diferit este să se înțeleagă toată clasa. Astăzi clim. Nu ne subordonăm la acest profesor. Asta a fost lecția pe care evreii n-au învățat-o de-a lungul istoriei lor. S-au răzvrătit în grup în pustie. Cele 10 iscoade s-au răzvrătit în grup. Așadar să fim atenți. Pentru că oamenii adesea sunt precum turmele. Sunt gonite într-o anumită direcție și se duc fără să bage de seamă. Sunt multe astfel de exemple în Scripturi, de răzvrătiri. În grup. S-au încurajat acești evrei unii pe alții. Și cum să asculte că bărbatul își încuraja femeia la păcat, ea încuraja bărbatul, copiii se luau după părinți și toți împreună și-au scris nefericita soartă. Iată trei exemple pozitive. Avram și Sara. Citim despre ei în Evrei, capitolul 11. Vă rog să vă gândiți că oamenii aceștia, familia aceasta a dat dovadă de multă supunere. Scrie aici, Evrei 11, de la versetul 8. Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să leacă moștenirea, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Ascultarea Sarei, când soțul i-a cerut, spui că ești sora mea. Și a ajuns sărmana în casa lui Faraon, în casa lui Abimelec. De ce? 1 Petru 3 cu 5. Sara e dată ca exemplu de supunere femeilor. Avram s-a supus când Dumnezeu a cerut să jerfească pe fiul său. Când a cerut să taie împrejur, au fost lucruri pe care nu le mai făcuse nimeni până atunci. Avram a fost un deschizător de drumuri, de aceea a numit părintele tuturor celor credincioși. Supunere totală. Au venit musafiri, Avram îi spune Sara, Genesa 18, imediat pregătește masa. Zis și făcut. Supunere în toate lucrurile. Vii cu mine, faci mâncare,
Spui așa? Să ne ajute Domnul și pe noi ca bărbați și pe dumneavoastră ca femei să fim supuși lui Dumnezeu și unii altora potrivit voii lui Dumnezeu. Avram și Sara au dat dovadă de supunere în diverse ipostaze ale vieții spirituale și a vieții de familie. Și nu le-a fost ușor. Un alt exemplu, Moise. L-am numit omul aflat direct sub autoritatea divină, care a devenit cea mai mare autoritate. E respectat până în zi de azi, chiar și de evreii care nu-l respectă încă pe Domnul Iisus Hristos. Moise s-a subordonat întru totul lui Dumnezeu. Este numit în Evrei 3, de la versetul 2, credincios în toată casa lui Dumnezeu. Știți când a hotărât el să se supună? Atunci când în Exod 3 și 4 a negociat cu Dumnezeu, a vrut să evite. Și în final a fost el om ca noi, și el a fost om ca noi, și el e om ca noi cu slăbiciuni. Scrie acolo, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți, cu alte cuvinte, nu mă duc. Și Dumnezeu s-a mâniat, a spus, te duci. Și a luat bâta în mână, toiagul, și a plecat. Dumnezeu îi cerea, vină pe munte, fă asta, spune-le asta. Doar un moment a avut de ezitare și a fost taxat. Scrie undeva în Biblie, vă rog căutați. Nu acum, că s-a răzvrătit, a avut un moment de slăbiciune atunci cu toiagul și a fost taxat, aspru. Răzvrătirea e pedepsită de Dumnezeu. Și un al treilea și ultim exemplu și desăvârșit, că scrie aici în continuare că Moise a fost slugă, dar Domnul Iisus a fost fiu. A ascultat până la moarte. Se supunea dreptului judecător, supunându-se judecății lui Caiafa, a lui Pilat, barjocului lui Rod. S-a lăsat prins, s-au întrebat ucenicii, dar Doamne, nu sărim! Stați liniștiți că nu se pune problema de putere, se pune problema de supunere. Am putea să evadăm, dar trebuie să împlinească Scriptura. Am negociat cu Dumnezeu astă noapte, putea să spună în rugăciune această subordonare. Și dacă tot suntem în Evrei, citesc din capitolul 5, de la versetul 7, spunem partea finală a versetului, că a fost ascultat din pricina evlaviei lui, versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte din lucrurile pe care le-a suferit. N-a fost o supunere ușoară, o supunere de suferință. Și după ce a fost făcut, desăvârșit prin supunere, prin suferință, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă, pentru toți cei vor și se supună, urzitorul unei mântuiri veșnice, binecuvântat să-i fie numele. Încheiem, frați și surori, cu două afirmații. Răzvrătirea, oricare ar fi ea, în familie, în adunare sau oriunde în altă parte, duce la lepădare și la depărtare de la fața lui Dumnezeu. Deodată Dumnezeu încă iartă răzvrătirea, așa a spus, că e felul lui de a fi. Exod 34 cu 7. Ba încă sunt, am găsit în Scriptură vreo trei referințe, ce răzvrătiți, spunem Psalmul 68, versetul 18, vor locui lângă Domnul. Adică nu-i pedepsește pe toți deodată, așteaptă să treacă din starea de răzvrătit în cea de supus. Spunea Dumnezeu prin prorocul Ieremia, în mod repetat, evreilor, de exemplu în capitolul 3, versetul 14, întoarceți-vă copiii răzvrătiți, așteaptă, dar dacă noi rămânem în răzvrătire, zice Osea 14:9, căile Domnului sunt drepte, cei drepți umblă pe ele, cei răzvrătiți cad pe ele. Și sunt altele grămadă de versete care arată că cei răzvrătiți vor suporta aceeași osândă ca și diavolul, pentru că răzvrătirea este în fond o asociere cu diavolul, nu doar o influență demonică. Este o acceptare a voiei celui rău
și un refuz voit, repetat, al stăpânirii lui Dumnezeu. Supunerea, în schimb, este acea atitudine de raportare corectă întâi față de Dumnezeu. Pentru că, ce interesant, Dumnezeu i-ar putea supune pe toți într-o clipă. Totuși El ne-a creat ca ființe cu decizii proprii. Așteaptă ca noi să ne supunem din îndemnul cugetului, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne vorbește în interiorul ființei noastre, avem scripturile care ne recomandă sau ne mustră prin aceasta și aș vrea să amintesc în final 1 Corinteni 15, este un cuvânt bogat. Cum va arăta împărăția lui Dumnezeu în stare de supunere absolută, fără nicio răzvrătire? Și acolo vor fi numai cei ce se supun, cum spunea Domnul Iisus în Ioan 10. Oile mele ascultă, voi n-ascultați că nu sunteți din oile mele. Cine din Dumnezeu ascultă? 1 Corinteni 15, de la versetul 24. Cum se tratează răzvrătirea și cum va arăta supunerea în finalul istoriei și pentru eternitatea viitoare? În urmă, va veni sfârșitul, după înviere, când El, Domnul Iisus, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, orice răzvrătire va fi anihilată. Căci trebuie ca să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moarte. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice că totul le-a fost supus Domnului Iisus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și acum frumusețea eternității viitoare, versetul 28. Și când toate lucrurile vor fi supuse, o frunză nu o va mai bate vântul în sens invers. Atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Asta am numit supunerea absolută în voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Ce armonie va fi atunci? Să ne supunem orânduirilor lăsate de Dumnezeu în prezent, pentru că atunci când orânduirea Lui se va instaura în mod definitiv și absolut, să facem parte din acea împărăție binecuvântată. Amin.